Am o mică surpriză pentru toată lumea, și anume, aici ați audiat profesori universitari, arhitecți, doctor arhitecți, arhitecți foarte talentați, am văzut o mulțime de prelegeri foarte interesante. Vă mai solicit atenția 5 minute, 10 minute maxim, să vedeți și tânăra generație cum se pregătește. I-ați văzut puțin pe panouri, ei sunt pregătiți emoțional. Am să dau microfonul doamnei profesoare, colega noastră arhitectă, care o să-i cheme pe micii viitori arhitecți. Puțină îngăduință. Bună seara, mulțumim mult pentru atenție și răbdare pe care ne acordați astăzi. Pe lângă proiectele care le avem materiale, avem și proiecte spirituale. Am în seara asta 3 proiecte care se numesc Valeria, Maria și Gabriela. Da, eu zic să, ca ele să înceapă să se prezinte și mai ales să-și spună vârsta. Bună seara, mă numesc Cazacu Valeria, sunt eleva doamnei profesoare Iuliana și sunt din Republica Moldova, învăț la Colegiul Național de Artă și am 18 ani. Bună seara, mă numesc Maria Barbalată și am 18 ani. Învăț la Colegiul Național de Artă George Apostu, sub îndrumarea doamnei Iuliana Geliman. Neamul moldovenesc este bogat în tradițiile și obiceiurile pe care le posedă. Cu ajutorul lor devenim mai deosebiți. Unul dintre cele mai importante obiceiuri este cel de a întâlni oaspeții cu pâine coaptă în sobă, sare și un pahar de vin. Astfel ne arătăm toată căldura cu care vă primim în casele noastre. Primirea oaspeților este un moment important în fiecare familie. Dovada este pregătirea și împodobirea locuinței, îndeosebea casei mari, care este predestinată acestui lucru. Casa mare trebuie să fie întotdeauna curată pentru a primi oaspeți. Este o onoare pentru o familie să păstreze întotdeauna curățenie în casa mare și să aibă o rezervă de produse alimentare calitative. Mersul în oaspeție și invitarea în musafirie au loc destul de des și cu diferite ocazii. Casa are formă dreptunghiulară, însă construcția ei nu se face fără un rost al firei. Lungimea era orientată de obicei spre vest-est, astfel încât fața să privească spre sud, iar spatele spre nord. Ferestrele, cele mai mari și cele mai multe, erau pe peretele cel sudic, iar pe cel nordic nu era niciuna. Toate aceste reguli se bazau pe firescul naturii. Soarele urcă pe cer spre sud, mează zi, iar nordul, mează noapte, rămâne întunicat și marginalizat în sufletul țăranului ca o latură a frigului și a umezelii, unde nicio fereastră nu și-are rostul. Familia tradițională, indiferent cât de bogată și de câte camere ar fi avut locuința în care trăiau, au continuat să locuiască împreună, într-o singură cameră comună, unde dormeau între 5 și 12 persoane. Vara, unii membri ai familiei dormeau în podul cu fân, însă iarna se adunau în jurul sobei. Copiii și bătrânii dormeau pe sobă, iar adulții dormeau pe jos sau pe lavițe. Soba era peretele despărțitor dintre bucătărie și camera de locuit. Astfel, camerele își păstrau o autonomie prin intrări separate și o legătură internă prin ușa de lângă sobă. Bucătăria avea un spațiu mai mare și era amenajat un loc de dormit, care era alcătuit din lejancă, ea fiind încălzită cu aerul și fumul de la plită, unde se pregătea hrana, iar fumul fiind evacuat prin sobă. Construcția aceasta, prin despărțirea bucătăriei de camera de locuit, a devenit tot mai frecventă din cauza confortului creat și a sistemului constructiv riguros.
Casele țărănești au fost construite pentru a servi următoarelor două sau trei generații, apoi moștenitorii urmând să o modernizeze în funcție de timpurile noi. Înainte, timpul trecea mult mai greu, astfel încât casele țărănești luau modelul celor anterioare lor, iar astfel s-a format o arhitectură care urma niște legi nescrise. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Bună seara! Eu mă numesc Gabriela, sunt elevă la Colegiul Național de Artă George Apostu, în clasa 11 Arhitectură. La începutul acestui an am acceptat să fac parte dintr-o călătorie. Astfel, am descoperit o lume de care mi-era teamă. Mi-era teamă să descoper lumea celor dinaintea mea. Universul arhitecturii tradiționale românești mi-a adus în față imaginea unei case cu care m-am împrietenit. Casa Dinu Costea din satul Treisteni, județul Prahova, reprezentativă pentru secolul al XIX-lea, mi-a atras atenția și mi-a rămas în suflet, tocmai pentru că mi-amintește de cuvintele lui Eliade care îmi spun că acasă este acolo unde îmi las sufletul. Astfel, ea este imaginea țăranului român, primului arhitect. A început să-mi vorbească prin plan, prin câteva linii. Aflându-mă în tindă, uitându-mă în partea dreaptă, descoper camera de locuit, unde se află soba cu plită. Iar în partea stângă am camera de oaspeți, camera curată, cum era numită de țăranul român. Poveștile cele mai frumoase se nasc la lumina stelelor, nu-i așa? Astfel, prispa devine locul unde iau naștere legendele, chiar dacă la început ea a fost făcută să protejeze peretele de intemperii. Pe fațada principală, în partea de dreaptă, se află foișorul, care acoperă pivnița și care are un acoperiș individual în trei ape. Un bogat decor realizat prin cioplire și traforare se desfășoară de-a lungul casei în exterior, dar și în interior, oglindindu-se în mobilier. Mi-a fost teamă la început. Și adevărul e că și acum mi-e teamă puțin. Nu știu de ce. Dar descoperind această casă, m-am descoperit pe mine. Pentru că simt că istoria poporului meu e istoria persoanei mele. Prezența mea aici înseamnă mai mult decât a face voluntariat. Este dovada că dacă îi ajut pe alții, mă ajut pe mine. Sunt aici pentru că vreau să cunosc, pentru că m-am îndrăgostit de meseria dumneavoastră. Și zilele acestea mi-ați confirmat că da, eu vreau să fac arhitectură. Mulțumesc!